Vremea din ce în ce mai rece și amenințarea unor posibile ploi au pus pe jar pe decidenții de la Urbiserv. I-au mărit viteza de lucru cu speranța că vor reuși să ducă la bun sfârșit toate străzile propuse spre asfaltare, până când vremea nu le va mai permite să lucreze. Încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme până la venirea sezonului rece, motiv pentru care în aceste zile vom declanșa o amplă campanie de frezare a anumitor artere de circulație. În aceste zile deja strada mică este aproape finalizată, strada Bazalt deja se lucrează la partea de borduri, urmând să fie asfaltată în zilele următoare. Se lucrează din plin pe strada Pogonele, unde este folosit un utilaj performant pentru frezarea stratului vechi de asfalt. Polițiștii de la circulație asigură un trafic autocursiv și în condiții de siguranță. Pe strada Bazalt a început deja montarea bordurilor, începând din intersecția cu strada Transilvaniei. Ca element de noutate, în programul de asfaltări de toamnă a fost prins și un tronson de stradă pe ultima sută de metri. Este vorba despre porțiunea din strada Colonel Buzoianu, cuprinsă între Bulevardele Unirii și Nicolae Bălcescu. Un apel către toți cetățenii din zonele străzilor Bazalt, șoseaua Pogonele, intrarea dinspre Spătar, dinspre Zmeieni, strada Alexandru Marghiloman pe sectorul cuprins între Parâng și Horticolei, dar și strada Obor pe sectorul dintre intersecția cu Mesteacănului și până la rondul de la Episcopie. În aceste zile, aceste sectoare de drum vor fi frezate, de aceea fac un apel către cetățeni, către riverani, să încerce să nu parcheze autoturismele pe aceste străzi, astfel încât să permită utilajelor frezarea acestor porțiuni de stradă. Astăzi se va finaliza frezarea străzii Pogonele, iar mâine utilajele vor intra pe strada Obor, de la Arhiepiscopie până la intersecția cu strada Mesteacănului și pe strada Alexandru Marghiloman.